Canalizarea, pe duct, construcție de drumuri și reparația instituțiilor sunt câteva zeci de proiecte realizate în suburbii. Datorită finanțării acordate de municipiul Chișinău, multe dintre acestea sunt în derulare, iar altele finalizate. În orașul Vadului Vodă, în acest an, s-a reușit, de exemplu, termoizolarea și reparația fațadei liceului Ștefan Vodă, dar și construcția 2 km de trotuar în zona de agrement din oraș. Directorul liceului Ștefan Vodă susține că odată cu efectuarea lucrărilor de termoizolare a clădirii, atât profesorii cât și elevii au uitat ce înseamnă să stai cu haine mai groase în sălile de clasă. Blocul B era cel mai răcoros. În perioada rece a anului, copiii cât și cadrele didactice erau nevoite să stea în haină de iarnă, trebuia să poartă scurtă, vestă, pentru că era foarte frig. Instituția a fost fondată în 1955, iar în cei peste 60 de ani de existență nu a fost reparată capital pe exterior niciodată. Câțiva ani în urmă s-a intervenit doar la schimbarea geamurilor și reparația acoperișului, fațada rămânând o problemă, deoarece existau locuri în care se puteau prăbuși anumite elemente ale construcției. Am avut fisuri foarte mari. Dacă vorbim de intrarea centrală din blocul A, atunci era o intrare care a fost blocată, pentru că era foarte periculos pentru copii ca să intre în instituție, și anul acesta a fost reparată, schimbată ușa și am avut posibilitatea să deschidem deja a treia intrare. În școală studiază 330 de elevi, iar crearea condițiilor bune de învățământ este o prioritate, spun autoritățile locale. Cu toate acestea, fără investiția de peste 2 milioane de lei a primăriei Chișinău, nu reușeau să efectueze aceste lucrări, spune primarul orașului. Proiectul de termoizolare nu a fost pus pe plan de mai mulți ani înainte, nu avem posibilitatea să realizăm. Era să fie foarte greu, nu avem să reușim să facem acele lucruri care am făcut acum. Clar că mai avem și sursele proprii, dar sunt foarte mici, bugetele noastre sunt foarte austere, hai spunem așa, dar ajutorul din partea municipalității este bun venit și de posibilitatea, în timpul mai restrâns, să facem lucrările, sperăm, peste un an de zile, ne oprim, pornim termoizolarea a grădiniței din orașul Vadului Vodă, care este destul de mare. Din bani oferiți de municipalitate, 1,5 milioane, în acest an s-au construit aproximativ 2 km de trotuar în apropierea râului Nistru, în zona de odihnă Vadului Vodă. Trotuarul construit din asfalt urmează să fie delimitat cu benzi destinate bicicliștilor și pietonilor. Timpul a ratat, că este foarte solicitat și este foarte necesar pentru cetățenii din orașul Vodă și cetățenii din municipiul Chișinău, care, după viziunea noastră, după ce noi vedem, vin la odihnă aici pentru a relaxa, a acumula sănătate, a acumula, hai spunem așa, aer curat. De la Chișinău, o dată pe săptămână, două ori, pentru că o fac o alie extraordinară. Aer curat, foarte bun, dar și puțină lume, poți să-mi fără mască. Noi ne plimbam până acum la Valea Moriu, la cum somulesc, cum îl numeau, dar acolo e multă lume. Aleea are o lungime totală de 5 km, dar s-a reușit construcția a doar 2. Astfel, autoritățile locale au depus deja cererea către municipalitate de a acorda resurse financiare în acest scop pentru anul viitor. Primăria Vadului Vodă își mai propune pentru 2021 și construcția unui havuz muzical în centrul orașului.